Un bebeluș de numai 5 luni din județul Galați a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a căzut pe soba încinsă. Fusese lăsat nesupravegheat pentru câteva minute de mama sa. Iulia Stanciu vine cu detalii. Iulia, cum se simte băiețelul? Bună ziua, este stabil, dar arsurile sunt grave. Atât de grave încât medicii gălățeni au decis să îl transfere la spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Bebelușul fusese lăsat de mama lui în pat, numai că patul era aproape de sobă, așa cum se întâmplă în majoritatea caselor de la țară. Din păcate, bebelușul s-a rostogolit și a ajuns direct pe plita încinsă. Mulțumesc pentru informație, Iulia.